te-am găsit! Sunt Diana Mihailă și sunt primul specialist în soluții de organizare din România, iar împreună cu AFI Ploiești ne-am propus să filmăm o serie de clipuri utile din care să înveți cum să îți pui în ordine cu sens diferite obiecte ale casei. În acest episod vom vedea cum ne putem organiza mai bine gențile, dar și pantofii. În cazul în care geanta ta nu a venit cu o husă de protecție pentru praf sau s-a deteriorat, ori ai pierdut-o, poți folosi saci textili. Ne asigurăm astfel că ele sunt bine protejate și că le vom folosi o perioadă îndelungată de timp. O altă variantă de organizare este să punem în gențile mari, gențile mai mici. Ca să nu uităm ce am introdus în acestea, lăsăm baretele la vedere. Dacă ți-ai alocat ceva timp în weekend să-ți creezi ținute pentru zilele următoare în funcție de activitățile pe care le ai programate, așa cum am făcut eu și le-am expus aici, poți pune o geantă pe umerașul cu accesorii, alături de curea și, de ce nu, de o eșarfă sau un colier. O altă variantă de organizare este să păstrăm plicurile într-un bibliograf. O idee ingenioasă și foarte accesibilă. Să vorbim acum un pic despre pantofi. Ai noștri, ai partenerilor de viață, ai copiilor. Avem o pereche de balerini. Unii dintre ei se vând cu huse de protecție, la fel ca și gențile. Dar și acestea se deteriorează sau se pierd. Revin în scenă sacii textili, dar și cutiile de protecție. Fiind vorba despre cutii semi-transparente, prin care nu vedem prea ușor conținutul, o idee ar fi să lipim pe față o etichetă. Facem câteva poze la pantofii pe care avem, tehnologia ne ajută. Cu ajutorul telefonului putem să facem câte o fotografie perechilor noastre preferate, cel puțin, și lipim poza pe una dintre fețe, astfel încât atunci când ne ducem în zona de depozitare, ne ghidăm în funcție de acest reper. În cazul bărbaților și a pantofilor de ocazie, ne folosim de astfel de lucruri pentru ca ei să își păstreze forma. Bun, nu avem astfel de sisteme atât de elaborate, folosim clasicul truc, hârtia. Sau merg foarte bine bulgări din șosete sau din dresurile copiilor, acelea care au rămas nefolosite și care pot avea o durată de viață ceva mai mare dacă le folosim pentru a păstra forma pantofilor și pentru a-i organiza mai bine. În spatele meu am un clasic organizator cu buzunare. El este potrivit atât pentru pantofii de damă, pentru pantofii de bărbat, dar și pentru pantofii de copii. Nu prea contează dacă sunt cu toc sau fără toc, de ocazie sau nu. El ne va ajuta să păstrăm în ordine, în principal, pantofii pe care îi purtăm în fiecare zi sau, dacă dorim, alocăm un astfel de organizator pentru pantofii de extra sezon, iar depozitarea se va face într-o anexă a casei, nu într-un spațiu cu care interacționăm zi de zi. În acest episod am vorbit despre cum putem organiza mai bine gențile și încălțămintea. Dar în săptămânile următoare vei găsi pe conturile de social media ale AFI Ploiești noi clipuri utile. Rămâi alături de mine!